Bine te-am regăsit! Astăzi te voi îndruma în realizarea unei activități practice, cu ajutorul căreia vei putea fixa cunoștințele legate de cariotipul uman normal și cel patologic. În cadrul activității, vei relaționa și coopera cu colegii pentru realizarea sarcinilor de lucru, astfel încât la sfârșitul lecției vei putea să completezi tabelele cu concluzii obținute pe baza observațiilor făcute. Pentru această activitate practică, îți propun fișa următoare. Citește instrucțiunile, urmărește cu atenție materialele folosite și notează pe caiet etapele de lucru. Timpul alocat întregii activități este de 50 de minute. Spor la lucru! Analizează cu atenție planșele următoare cu cariotipul uman normal și cel patologic. Completează tabelul cu noțiunile corespunzătoare învățate și observațiile asupra tipurilor de cariotip uman normal și patologic. Tabelul propus conține câteva celule completate care îți vor servi ca model. Tabelul următor îți propune să stabilești formulele cromozomiale ale bolilor descoperite în planșele analizate în timpul activității. Completează tabelul cu observațiile corespunzătoare.